Actrițele românce sunt în centrul atenției la Festivalul de Film de la Berlin. Cosmina Stratan, protagonista filmului După Dealuri, și Maria Drăguș, actrițe de origine română, au fost incluse în programul Shooting Stars, un grup din care fac parte cei mai promițători actori europeni. Româncele vor defila și pe covorul roșu în această seară. Cosmina Stratan from Romania. Chiar mi-am dorit să fiu aici, asta e diferența între prezența de la Cannes și cea de la Berlin. E că am avut timp să-mi doresc să fiu aici și mi se pare o șansă pentru orice actor. Cosmina a vorbit despre alegerile ei, dar și despre filmul care a propulsat-o în lumea cinematografiei, După Dealuri, în regia lui Cristian Mungiu, premiat de două ori la Cannes. Till editing, till shooting, and he just did it all. So maybe that's the secret, that's his secret. I don't know. But a lot of Romanian directors do it this way. În același grup de elită a tinerelor talente, la categoria Shooting Stars, e prezentă și Maria Drăguș. Ea însă reprezintă Germania. Aș vrea foarte mult să lucrez și în România. Mi-ar plăcea foarte mult. Deocamdată lucrez în Germania și dacă s-ar întâmpla să merg și în state, cine știe, dar aș vrea foarte mult să lucrez și în limba mea maternă. A 64-a ediție a Berlinalelor aduce în prim plan 400 de filme, printre care și două filme românești. Este vorba despre filmul lui Corneliu Porumboiu, Al doilea joc, și Pădurea e ca muntele. Vezi, o coproducție română-germană. Cele două pelicule fac parte din categorii aflate însă în afara competiției oficiale. Anul trecut, filmul Poziția copilului a lui Călin Peter Netzer a luat Ursul de Aur.